Nikita Sergeevici Hrușciov s-a născut în aprilie 1894 în Kalivnovka, a făcut parte dintr-o familie de țărani sărați și acest lucru l-a obligat ca toată viața să fie un autodidact. A reușit să se califice și să lucreze ca mecanic în mină până să ajungă să conducă destinele Uniunii Sovietice, lucru care se întâmpla după moartea lui Stalin. Hrușciov avea să-și înlăture adversarii și astfel accederea către putere începea. În calitate de conducător al fostei URSS, s-a remarcat pentru destalinizarea țării, pentru susținerea primelor progrese ale programului spațial sovietic și pentru câteva reforme de un relativ liberalism în unele arii ale politicii interne. De partea cealaltă, Hrușciov a contribuit la epurarea unor prieteni din regiunea Moscova, a întreținut războiul rece și a înnăbușit revolta anticomunistă din Ungaria anului 1956. Ceva mai târziu se declara foarte supărat și pe români, conduși în acea vreme de Gheorghiu Dej. La începutul anilor 60, liderul sovietic Nikita Hrușciov avea cel puțin două motive pentru a fi supărat pe liderul comunist român Gheorghe Gheorghiu Dej. Un prim motiv era acela că România lui Dej păstrase relații foarte bune cu Republica Populară Chineză a lui Mao Zedong. Aceasta, deși între comuniștii sovietici și cei chinezi se pornise un adevărat război al declarațiilor. Iar al doilea motiv de supărare pentru Hrușciov era acela că Gheorghe Gheorghiu Dej dorea să industrializeze România, o țară pe care liderul sovietic o vedea mai curând ca pe o grădină. Hrușciov a condus destinele Uniunii Sovietice între 1953 și 1964, iar debarcarea sa de la putere s-a produs ca urmare a unei lovituri de stat la nivelul conducerii URSS, mai precis în octombrie 1964. Îndepărtarea s-a produs printr-o manieră asemănătoare cu cea abordată de însăși Hrușciov, pe vremea când își îndepărta adversarii, numai că el, Nikita Sergeevici, era obligat să petreacă 7 ani de arest la domiciliu.